Astfel, ei au salvat de la distrugere insula de civilizație vest-europeană. Peste 1 milion de oameni din România trăiesc în afara ei, în Europa de Vest, America de Nord și de Sud și Australia, Noua Zeelandă. Și au făcut un nume în toate domeniile, câștigând și câteva premii Nobel. Unul din colegii mei din această cameră, congresmenul Martin Hoke, are mama româncă. Aproape jumătate de milion de oameni originari din România sunt stabiliți în America, pe întreg teritoriul statelor. Ca om care și-a petrecut 6 ani din viață în România, ca student, profesor cercetător, ghid uziaș și ambasador al Statelor Unite, sunt prietenul oamenilor care iubesc libertatea și care sunt interesați de credința lor și de relațiile de prietenie ale țărilor cu Statele Unite. Este momentul să sprijinim poporul român. Ar trebui să ajutăm adevărații democrați în eforturile lor pentru democratizarea și privatizarea țării și apropierea acesteia de Statele Unite și de Vest. De asemenea, democrația, stabilitatea și prosperitatea în România ar trebui să reprezinte unele din interesele primordiale ale Americii. Doresc numai bine poporului român și îi mulțumesc pentru contribuțiile pe care le-a adus Americii. Discursul domnului Van der Burg este o lecție de istorie comprimată despre poporul român, despre limba și cultura română, despre locul nostru în angrenajul lumii. Cineva spunea de ună zi că România are nevoie de prieteni adevărați pe planetă. România are nevoie de adevăr și cunoaștere pe planetă. Emigrația poate deveni, e adevărat, încet încet, unul din aceste culoare de emisie. Estimând corect rolul diasporei, nu înseamnă că schimbăm măsura exactă a lucrurilor. Așa că domnul Racolta, patronul concernului Walbridge Aldinger, și domnul George Bădăluță din Oakland, familia Tisler din Chicago și Nick Guțu de la Continental Windows, Petru Radu, român din Uzdin stabilit la Detroit cu toată familia, sau Mary Glanz, plecată din Cluj acum mai bine de 25 de ani, proprietara unui salon de frumusețe, familia doctorului Constantin Predețeanu, faimos dermatolog, ori a doctorului Christoph, Constantin Bodea de la Clubul România Tricolor, ori Mike Teodorescu și firma sa complexă de electronice, preotul Ioan Mihuț, ori tânărul plastician Leo Ioniță, care a expus la Navy Pier, gazetarul Cristian Petru Bălan și profesora de muzică Silvia Mihali, Tiberius Mihalache sau Olivia Pop, domnul Nicolae Manolescu, ori familia Nicolae Sărăjan, reprezintă pur și simplu cazuri, evident diferite. S-ar putea ca la un moment dat emigrația română să poată avea un cuvânt de spus. Cert este că ea este una din cărțile de vizită ale acestui popor. Fiecare situație își are proprii metri. Trecând de la tăcerea pardosită cu subînțelesuri în ceea ce privește diaspora, aceea care ni se părea obișnuită în anii de dinaintea lui 89, la elogiul reușitei unora, creăm probabil o ușoară bulversare prin conștiințele mai fragile ori mai influențabile. De aceea e bine să nu uităm, din motive omenești, ușor de înțeles, noi nu vă putem arăta decât fața aurită a monezii. Iar pe de altă parte, lumea s-a schimbat. Cu ochii la noi, așteaptă să facem cu propriile noastre puteri ceva remarcabil aici, la noi acasă.